15 și vom citi de la versetul 21 la versetul 28. Evanghelia după Marcu, capitolul 15, vom citi de la versetul 21 la versetul 28. Așa vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Au silit să ducă crucea lui Iisus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatălui Alexandru și al lui Ruf. Și au adus pe Iisus la locul numit Golgota, care tălmăcit însemnează locul căpățânii. I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar el nu l-a luat. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, ca să știe ce să ia fiecare. Când l-au răstignit, era ceasul al treilea. Deasupra lui era scrisă vina, împăratul iudeilor. Împreună cu el au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui. Astfel s-a împlinit scriptura care zice, a fost spus în numărul celor fără de lege. Amin. Te rugăm, Doamne, apropie-ne de Golgota în dimineața aceasta. Am vrea să stăm la poala crucii, să-L vedem pe Domnul nostru, să ne smerim înaintea Lui și cu pocăință să ne supunem. În numele și pentru meritul Domnului Iisus te rugăm, apropie-ne, Doamne, de Golgota. Amin. 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 Vă rog să ocupați loc. Avem ocazia astăzi ca să ne apropiem de masa Domnului și întotdeauna când ne apropiem de masa Domnului, venim la Golgota. Ne apropiem de Cel care și-a dat viața pentru noi. Și într-un mod special, Domnul ne cheamă să fim în părtășie cu El, într-o comuniune a Duhului nostru, care numai El poate să o realizeze. Și când venim înaintea Lui în felul acesta, să fie o dedicare, o supunere a voinței, o dorință de a-L urma pe El cu toată puterea noastră. Dimineața aceasta aș vrea să vorbim și să ne uităm pe scurt la un om care a intrat fără să vrea în istorie. Este vreme de campanie prezidențială și oamenii care vor să fie președinți vor să fie oameni care rămân în istorie și care fac ceva ca să se știe despre ei și peste ani de zile. De obicei, președinții sunt întrebați spre sfârșitul carierei lor prezidențiale cum ar vrea să fie amintiți în istorie. Și multe lucruri pe care le fac ei, le fac cu gândul care va fi judecata istoriei pentru viața lor. Dar astăzi aș vrea să ne uităm la un om care n-a avut intenția să fie în istorie, dar Dumnezeu a ales să intersecteze calea lui cu calea Domnului Iisus Hristos și să rămână pe paginile istoriei sfinte până astăzi. Săptămâna patimilor a început pentru Domnul Iisus duminică. În duminica numită Duminica Floriilor sau Duminica Intrării în Ierusalim, Domnul Iisus intră, dar atunci se pune în mișcare tot mecanismul acesta al răului pentru ca să ducă la condamnarea și răstignirea lui. În ziua care este astăzi ziua de florii sau ziua intrării Domnului Iisus în Ierusalim, era ziua a 10-a a lunii Nisan, ziua în care era ales mielul pentru jertfă. Interesant, evreii, mielul care urma să fie jertfit la Paște, îl luau cu câteva zile înainte. În ziua a 10-a a lunii îl alegeau, după aceea îl duceau și timp de 4 zile până în ziua 14-a, locuia împreună cu familia. Și aveau timp tot să se obișnuiască cu mieluțul acesta care era fără niciun cusur. Și după aceea, în ziua 14-a, mielul acesta fără cusur,
fără niciun defect, trebuia să fie dus și junghiat. Timp de 4 zile, timp cât stătea mielul cu familia, mă gândesc că și copiii începeau să-l îndrăgească și se întrebau și ei, de ce să moară mielul acesta? Domnul Iisus, în ziua intrării în Ierusalim, este ales de popor ca să fie jertfă. Pentru că ei privesc la El și spun, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Și intră în Ierusalim și după aceea, în fiecare zi, face lucrări deosebite, vorbește, încă o dată mai apelează la popor ca să îi cheme la Domnul. Și în ziua de joi, Domnul împreună cu ucenicii se adună într-un loc, într-o cameră specială, unde împreună să sărbătorească Paștele. Paștele era amintirea zilei aceleia când Domnul a trimis asupra Egiptului plaga a 10-a, ultima dintre plăgi și cea care i-a lovit pe egipteni atât de tare, încât le-au spus evreilor, acum plecați. Și evreii au zis, păi nu plecăm așa cu una, cu două, dați-ne vase de aur, de argint ce aveți. Și au zis, vă dăm tot, numai plecați de aici ca să nu murim toți. Dar în ziua aceea, când Domnul a judecat aspru Egiptul, peste casele care aveau sângele mielului uns pe ușorii ușii, peste casele acelea îngerul morții a trecut. Și nici unul dintre întâii născuți ai lui Israel n-a murit. Și în amintirea acelei izbăviri, când Domnul a trecut peste casele lor, în fiecare an aduceau un miel de jertfă și în fiecare an își aminteau de izbăvirea pe care au primit-o din mâna Domnului. Și Domnul Iisus cu ucenicii vine să sărbătorească sărbătoarea aceasta a trecerii, a Paștelor. Știți cum în seara aceea îi dă o semnificație nouă sărbătorii. Și dacă până atunci sărbătoreau uitându-se în urmă la ce s-a întâmplat cu 1500 de ani înainte, în seara aceea Domnul le spune, pâinea aceasta care se frânge, e trupul meu. Paharul pe care îl bem este sângele unui legământ nou care e făcut în sângele meu, a spus Domnul Iisus. Și dintr-o dată, ceea ce a fost istorie și s-a petrecut cândva de mult, devine un nou legământ, devine prefigurarea jertfei Domnului Iisus care avea să fie adusă a doua zi. După ce au luat cina împreună, Domnul Iisus împreună cu ucenicii au cântat cântarea, au cântat halelul și au ieșit afară. S-a dus Domnul într-o grădină unde obișnuia să se roage. Era grădina Teascului, grădina Ghețimani. Și acolo în grădina Teascului, Domnul Iisus intră ca să fie zdrobit. Se duce acolo și se duce cu o rugăciune specială. Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Și se roagă odată, și se roagă de două ori, se roagă de trei ori. Noi citim rugăciunea în Evanghelii și dacă punem toate rugăciunile la orartă, poate că iau un minut jumătate, două minute. Dar au fost ceasuri în care Domnul pe genunchi se zbate înaintea Domnului. Apostolul Pavel ne explică parte din zbaterea aceasta când el spune în 2 Corinteni, în capitolul 5, pe cel care n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Pe Dumnezeu, Fiul, cel care n-a cunoscut niciun păcat în experiența Lui, Domnul alege să-L încarce cu toate păcatele noastre.
Și de aceea este zbaterea și strigarea: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Și Domnul trimite un înger să-l întărească. Ucenicii erau prea slabi și ucenicii au adormit. Dar Domnul trimite un înger să-l întărească. Și fiul lui se roagă și spune: Tată, dacă nu depărtezi paharul, facă-se voia ta. Și după ce se roagă astfel și se pune la dispoziția tatălui ca să-și împlinească tot planul, deja din depărtare a venit o gloată. Erau conduși de Iuda și veniseră cu făclii, veniseră cu ciomege, cu săbii, cu ce au avut fiecare. Au venit să-l aresteze și l-au arestat. A fost dus întâi la judecata Sinedrului. În mod normal, Sinedrul n-ar fi trebuit să fie convocat pentru judecat în timpul nopții. E convocat dimineața de vreme să aibă timp să-l linșeze. Și este judecat de Ana, judecat de Caiafa. Ei găsesc și îl acuză de blasfemie și îl trimit să fie judecat de Pilat ca să-l condamne Pilat la moarte. Și când a fost în judecată la Ana și la Caiafa, a fost bătut. Când a fost dus la judecată înaintea lui Irod, înaintea lui Pilat, a fost bătut și romanii știau să bată. Și Pilat, cumva ca să se spele pe mâini și să scape de ceea ce simțea el că va fi o condamnare a istoriei asupra lui, îl trimite la Irod. Pentru că a aflat că e galilean și a zis: du-te să te judece Irod, că Irod este tetrarhul Galilei. Și Irod spera să vadă vreo minune și n-a văzut nicio minune. Domnul Iisus nu face minuni la comandă. Și Irod, parcă supărat că a fost sfidat, pune să-l bată. Și l-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat în bagiocură cu o haină stacojie, o haină împărătească. I-au pus o trestie în mână, i-au pus o coroană de spini pe cap. Și au început să-și bată joc de el, să-i dea palme și să-i spună: Împărate, ghicește, cine te-a lovit? Și după bătaia pe care o ia la Irod, se duce din nou la Pilat. Și acolo altă bătaie. Și totul s-a petrecut de vreme. Până dimineața la ora 9, toate lucrurile astea s-au terminat. Și îi pun crucea în spate să o ducă. O noapte nedormită, bătaie la Ana, bătaie la Caiafa, bătaie la Pilat, bătaie la Irod, iarăși bătaie la Pilat. Și era atât de epuizat, încât spune cuvântul, a căzut sub greutatea crucii. Și cum îl duceau spre locul răstignirii, ne spune așa de scurt evanghelistul Marcu, au silit să ducă crucea pe un anume Simon din Cirena, un trecător care venea de la câmp. În ziua aceea, când a plecat de acasă Simon, se gândea la lui. Nu ne spune Scriptura multe despre el, dar putem să înțelegem câteva lucruri despre el. Întâi de toate, era din Cirena. Cirena este în Libia de astăzi. Probabil un prozelit din Cirena. Dacă vă uitați în Faptele Apostolilor, în capitolul 13, vorbește acolo despre niște învățători care erau în biserica din Antiohia. Și printre alții vorbește de Simon numit Negrul, Niger. Și foarte posibil ca acest Simon din biserica din Antiohia să fie Simon Cirenianul.
venit din Cirena, venit la Ierusalim, poate mutat acolo cu familia lui, când ceilalți evrei se gândeau să pregătească mielul să-l ducă la jertfă, de unde venea Simon în ziua aceea? De la câmp. Preocupat cu familia, preocupat cu business-ul lui, preocupat cu nevoile pe care le avea, n-avea el timp să se gândească la jertfă și la toate lucrurile astea. Și, Doamne, cum semănăm și noi cu Simon? Atât de preocupați de lucrurile vieții, de familie, de nevoile care sunt, încât la câmp, venim de la câmp tot timpul în grabă. Și Domnul îl oprește pe Simon. Nu știm exact de ce l-au ales romanii tocmai pe el ca să poarte crucea lui Iisus. Poate că s-a uitat la Domnul și s-a uitat cu milă. Se poate. Poate că l-au văzut că e vânjos, că este un om mare, puternic și au zis, ăsta poate să ducă ușor crucea. Nu știm de ce. Dar știm că i-au pus crucea în spate și a fost silit să ducă crucea după Iisus. Ce înseamnă când spune după Iisus? Înseamnă că Domnul Iisus mergea în față și Simon mergea după el. Și așa cum mergea pas cu pas, trebuie să fi stat aproape de el. Și când mergea pe drum Simon, aude femeile care îi se adresează Domnului Iisus. Aude femeile care plângeau. Și Domnul Iisus le spune femeilor, nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Dacă așa cum mi se face mie, se face copacului verde, ce va fi oare cu uscătura, cu copacul care e uscat? Dacă cel neprihănit este osândit și chinuit în felul acesta, ce va fi cu voi care sunteți vinovați? Și mă gândesc, s-o fi gândit Simon, stai puțin, el e condamnatul. Cum este el copacul verde și toți ceilalți sunt copacul uscat? Au ajuns la locul răstignirii și acolo Simon a îngenunchiat și a dat jos crucea din spate și în locul lui l-au întins pe cruce pe Domnul Iisus. Și când l-au răstignit pe Domnul Iisus, Domnul Iisus spune niște cuvinte parcă imposibil de înțeles. Spune, Tată, iartă-i, nu știu ce fac. Și Simon, care venise până acolo, sigur s-a întrebat, cum să nu știe ce fac? Păi nu știu ei că omoară un om? Nu știu că îl răstignesc? Cum să nu știe? Dar cum poate omul acesta să se roage pentru chinuitorii lui? Și cred că după ce și-a dat jos crucea din spate, Simon n-a putut pleca de acolo, de la Golgota. Mă gândesc că a auzit discuția pe care a avut-o Domnul Iisus cu tâlharul de lângă el. Tâlharul acela care a zis, Doamne, ai milă de mine și când vei veni în împărăția ta, primește-mă acolo. Și Domnul Iisus să-i spună acestui om, astăzi vei fi cu mine în rai. Cine e omul ăsta? Cine poate chiar pe cruce să aibă stăpânire asupra cerului? Era aproape să-și dea duhul. Când Domnul Iisus vede la poala crucii pe mama lui și îl vede și pe Ioan acolo și îi spune lui Ioan, fiule,
asta e mama ta, ia-o la acasă. Și îi spune mamei lui, femeie, ăsta e fiul tău. În ceasul morții, el nu se gândește la durerea lui, ci se gândește la altcineva, la mama lui. Cine e acesta? Și când era aproape să-și dea Duhul, mai aude o rugăciune. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și după ce a zis aceste vorbe, a scos un strigăt mare, s-a isprăvit și și-a dat Duhul. Și Simon, care a fost martor acolo la cruce, la toate cuvintele Domnului, la felul în care s-a purtat cu răstignitorii, cu Ioan, cu mama lui, cu toți cei care erau acolo, Simon este transformat. Ne dă evanghelistul Marcu un detaliu. Când îl prezintă pe Simon, spune Simon din Cirena, și cum spune acolo după aceea? Tatăl lui Alexandru și Ruf. Sau Rufus. Oare de ce ne dă numele copiilor lui Simon? Trebuie să fi fost cunoscuți de frați. Altfel, de ce să dai numele lor? Dacă vă uitați iarăși în Romani, în capitolul 16, între salutările pe care le trimite Apostolul Pavel fraților din Roma, îi trimite salutări și lui Rufus și spune, mama lui este ca și mama mea. Atunci când Simon din Cirena a stat acolo la poala crucii, s-a întâlnit cu Dumnezeul întrupat și Dumnezeul care a purtat păcatele omenirii și a purtat și păcatele lui. Și Simon este transformat acolo. Simon vine indiferent. Simon vine într-un fel nepăsător și poate chiar revoltat. De ce mi-au întrerupt mie programul astăzi? Eu trebuia să-mi termin lucrul, trebuia să mă duc acasă, să mă ocup de familie. De ce mi-au stricat programul astăzi? Dar acolo, stând la poala crucii, Simon se întâlnește cu Domnul. Și Simon devine un ucenic al Domnului Iisus. Ne cheamă Domnul, dragii mei, pe fiecare să lăsăm să fie stricat programul nostru și în întâlnirea cu El să rămânem la cruce. Am cântat cântarea Du-mă la Golgota, pentru că avem nevoie să fim duși la Golgota. Avem nevoie să stăm înaintea Domnului. Avem nevoie să înțelegem agonia Lui. Avem nevoie să înțelegem că pentru mine, pentru tine, a suferit Domnul Iisus Hristos. Avem nevoie să înțelegem că suntem păcătoși și că fără îndurarea Lui nu-i speranță. Simon s-a întâlnit cu Domnul Iisus. O singură dată a trecut pe acolo, a fost oprit și în câteva ore viața lui a fost transformată. Mă uit la mulți care de multe ori vi s-a intersectat calea cu calea Domnului Iisus. Dar v-ați întâlnit cu El? Ați stat să ascultați cuvintele Lui? Ați înțeles cine este El? V-ați pus și voi viața în mâinile Lui, așa cum și-a pus Simon viața în mâinile Domnului? Vedeți? Religiozitatea noastră nu-L impresionează pe Dumnezeu și nu are mare valoare. O întâlnire personală, o întâlnire care te transformă, asta este ce așteaptă și dorește Domnul de la noi. Așa cum a intersectat calea lui Simon într-o zi, mă rog să intersecteze astăzi calea noastră fiecăruia. Și când ne întâlnim cu El, ca și Simon, să ne întoarcem de la cruce, oameni noi
oameni care trăiesc dedicați și cu pasiune pentru El. Simon a rămas în istorie, nu un accident al istoriei, ci o întâlnire pe care Dumnezeu a planificat-o. S-a uitat Dumnezeu și îl alege pe Simon pentru lucrarea aceasta. Și prin el binecuvintează familia lui și biserica mai mare și până și pe noi cei de astăzi. Haideți să venim la Golgota. Haideți să ne apropiem de Domnul și întâlnindu-ne cu El, să stăm acolo. Parcă ne e frică de tăcere, așa-i? Când vă urcați în mașină, care e aproape primul lucru pe care îl faceți? După ce pornești motorul, imediat apeși butonul să pornească radio. Și mi se întâmplă să intru în mașină după ce a condus altcineva mașina și aud tare. Parcă vrem să nu mai putem să ne auzim gândurile, să nu mai putem să auzim vocea lui Dumnezeu. Când Ilie a fugit de Izabela și a fugit în pustie până la muntele Domnului, spune cuvântul, a venit un vânt puternic, despica stâncile și Domnul era în vântul acela. Știți unde era Domnul? Într-un susur blând și liniștit, subțire, liniștit. În tăcere, în liniște. Avem nevoie să stăm în liniște înaintea Domnului. Oprește muzica și lasă să auzi vocea Domnului. Lasă să-L auzi cum te cheamă și spune, hai la Golgota. Haide să vezi acolo jertfa, să fii copleșit și să-ți pui viața în supunere la picioarele Domnului Iisus. Simon din Cirena l-a urmat pe Domnul toată viața lui, pentru că s-a întâlnit cu El cu adevărat. Îl urmezi pe Domnul cu toată viața ta? Ești dedicat împreună cu toată casa ta, cu familia ta, cu copiii tăi, cu soția ta, cu toți cei care sunteți, să-L urmați pe Domnul? Dedică-te așa. Când stăm la masa Domnului astăzi, dacă mai ai copii care încă nu sunt împăcați cu Domnul, roagă-te să puteți avea privilegiul să stați împreună la masa Domnului. Roagă-te să fie izbăviți, să se întâlnească și ei cu Domnul. Și fiecare, când stăm înaintea Lui, să fim schimbați. Așa cum Simon a fost schimbat și noi fiecare să fim schimbați. Veniți oaspeții lui Iisus. Ne cheamă Domnul Iisus la masa Lui. Simon n-a avut ocazia să fie în seara cinei, dar după aceea a rămas în anturajul ucenicilor și a ajuns un frate al Domnului Iisus. Poate te uiți astăzi doar ca și spectator la ceea ce se întâmplă. Dar uite-te la Domnul, la Domnul care suferă pentru tine și pune-ți viața în mâinile Lui. Spune-i, Doamne Iisuse, dau seama că din cauza păcatelor mele ai fost răstignit, că eu ar fi trebuit să atârn pe cruce și Tu ai murit în locul meu. Primește-mă, Doamne, și iartă-mă și curățește-mă. Veniți oaspeții lui Iisus. Legământul nou sărbat prin care în moarte s-a dat la semnul luați, mâncați. Luați paharul acesta ca semnul mântuirii. Moartea Lui vă fie lauda până a venit mărire. Haideți să ne apropiem așa de Domnul, cu dedicare, cu dorința de ascultare, de a umbla în părtășie cu El toată viața noastră. Amin. Amin.
It's why.